De ce nu ne-au făcut o pistă subterană sau undeva? Asta nu e, nu știți, nu e problema noastră, așa au făcut. Aveți dreptul la pensionare. Deci aici sus pe dig n-avem voie cu bicicleta. Există... Numai pe jos și călare. Au făcut... investiții și s-au gândit la toți, mai puțin la bicicliști. Este pista de alergat. Păi, să fie. 36, vă rog frumos să terminați cu video-ul către noi. De ce? V-am explicat HCL 136 pe 2022. Am înțeles. Și fac un reportaj și plec. Îl înjur pe Ciucu și la revedere. Îl înjur pe Nicușor Dan și înjur toată mafia care și-a bătut joc de bicicliști și a lăsat afară. Și că nu-i voie cu bicicletă aici. Sunt, da, de la un partid, okay, de la alt partid. Agent de la alt partid. Local, vă rog să-mi prezentați și mie un act de identitate. De ce? De ce? Pentru că încălcați prevederile HCL. Nu încalc nimic, am venit, am văzut și plec. Pe 2022. Uitați-mă, am venit, am văzut și plec. Am rugămintea să-mi prezentați și mie un act de identitate. De ce? V-am spus că ați încălcat prevederile. N-am încălcat nimic, am urcat, mi-ați spus că nu-i voie cu bicicleta și plec. Da, refuzați legitimarea. Ba da, mă prezint, Oleg Bregă mă numesc. Dar n-am încălcat nimic, eu plec. Domnul, n-am urcat pe bicicletă, a zis că nu-i voie și cobor. Stați, am mai auzit de dumneavoastră, domnul Oleg. Așa. Acum vă cunoaștem și noi pe dumneavoastră. Da, deci a zis că nu-i voie, am luat bicicleta și plec. Okay. Nici măcar n-am urcat deci pe ea. Deci domnul Oleg și mai cum? Brega. Brega. Așa, domnule. Și un CNP-ul? N-am CNP-ul. Data nașterii, domnul Brega. 26 octombrie 73. De ce mă legitimați? M-am explicat, încălcați... N-am încălcat nimic, n-am urcat cu bicicleta, adică n-am urcat pe bicicletă. Domnul Oleg, n-am urcat pe bicicletă. Suntem supuși unor regulamente și unor legi care guvernează această țară. Așa. Da? Pe care toți trebuie să le respectăm, atât dumneavoastră în calitate de cetățean, așa, cât și eu, ca polițist local, că am port această uniformă, da? Trebuie să ne respectăm, atât dumneavoastră ca cetățean, de cât acord. Și eu dumneavoastră. Și a zis atât că nu-i voie cu bicicleta și plec, nu? Nu aveți voie, aveți aici un semn, da? V-am explicat ce... Acum am văzut prima dată semnul ăsta, până acum era voie de mers. Cu bicicleta nu aveți voie, mai ales acolo pe spațiul acela, care este destinat pentru alergători. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Da, și m-am dus până acolo să văd apa și am plecat. N-am voie deloc nici să mă apropie, nici să mă ating. Doamne ferește, asta e bătaie de joc. Nu e adevărat. Nu e adevărat, vă bateți joc de noi, nu, mai ales de bicicliști. Primarul Ciucu își bate joc de noi și Nicușor Dan, rușine să le fie. Pentru ce mulțumiți? M-ați legitimat, m-ați intimidat, v-ați bătut joc de mine împreună cu primăria, sector 6 și PMB-aua. Acum și o să zic, nu-i voie pe gazon. Să mă bag acum pe serpantina asta, care nici pentru scaun rulant nu e accesibilă nici pe bicicletă. Poftim! Rahat cu perjă, investiții. Și pe bicicliști i-au lăsat aici jos. Cu amenințarea amendei. Cu amenințarea amendei. Că am urcat până sus. Nici măcar n-am reușit să încalec bicicleta, că mi-au zis că-i semn că nu-i voie. Nu-i voie, pa!